Hei, dragilor! Wow. Astăzi am venit cu domnul meu aici de față să-și facă un nou tatuaj. Trebuia, după foarte mult timp, trebuia și eu să-mi fac tatuaj, că mi-a dor. Cât de mândra este! Alor, acum trebuie să vedem ce să fac. Adică, eu zic ceva. Ea zice altceva. Nu mi-a acoperit fața. Nu, doamne, tu vrei să mă acoperi tatuaj. Da. Asta e obiectivul ei, adică vrea să mă acopere un tatuaj. Da. Cum face? Faci ce vrei, gata, nu mai va. Alora, acum o să întreb la follower pe Instagram. Vă o să fac, cum se numea? Story, amor. Nu știu că se numește story. Amor, da sau story. Nu? Story. Nu, se numește pul. Faci un story cu un pul. Fac story cu pul și... Cum ai ciudat în limba română? Va bine? Și să vă zice și voi ce să fac. Vă bun? Ne vedem. Fii de acord cu mine că altfel nu mai postez o lună. Oh, Jesus. Wow. Oh. Deci asta a fost primul meu tatuaj și... Da, să-l văd, te rog, să-l văd, te rog. Așa. Așa. Asta a fost primul tatuaj și na, fiindcă oricum nu se mai ține bine, el săracul are și el o văd, da? Da, am ales și eu să-l învăresc. O să fii mereu super, ne vedem în paradis. Cum ne vedem că sunteți deschise aici și eu? De când aveți deschise aici? De aproape un an. N-au spate un an. Oh, gata, e aniversar. Da, e o favoră, dacă mă dat. Oh, e și poziția. Nu îți dai drog, nu? Da? Nu îți dai drog, nu? Nu, deloc, adică... Deloc, da. Deci chiar pe acolo, e și Moana. Are un roșar, da? Da. Trebuia să-i simt. Se duce că și ea, el explica mai devreme. Prima oară când am făcut tatuajul acolo, mi-a atingea nervul și de ce tot așa. Da. Și a trecut prin partea. Oricum, a evoluat foarte mult și tatuajul și tot, adică de acum de 12 ani de mai pe an, până acum a evoluat mult și aparatura și tot. Da, și asta, mă gândesc. Adică, cu tot că acum folosește actul ăla mare. Deci, Și dar dacă puteți să vă apagați și eu la somn în timpul tatuajului, veniți și dați niște și o să vedeți după rezultat. Deja eu acum fac o jumătate pe drum. Deci, voi să am citit la promoție pe Bac, acolo. Da, avem, încercăm să facem o promoție, să curată mele dificultăți mai mult, la Bac, să fii prezenți acolo, să încerci să iau o notă, iar dacă reușesc cumva să mă arzeze, ceea ce încercăm să sperăm să facă, noi își cadă un tatuaj din partea noastră. Mamă, ați sprijinit mai mult voi cu promoție decât Ministerul de Educație. Da, mai încercăm, adică de când am pornit toată afacerea asta și tot proiectul în sine cu tatuaj și tot, ne-am gândit că ar trebui să sprijinim comunitatea cât mai mult. Am mai avut un proiect în trecut cu Animal Shelters, am donat banii făcuți în München. Promoția era un alt felul în care, dacă dai cu ceva pentru animăluțe, mâncare, castronaj și hainuțe, orice avea, nu mai avea nici niște erau un tatuaj. Foarte. Și am venit destul de mulți oameni, am făcut niște bănuți, am donat acolo, a fost ok. Și mai avem și campanii pe viitor, încercăm să facem, mă rog, mai multe chestii. Ținând cont că pornești de la o idee, adică
tu tot poți să ajut făcând cu ceva. Adică ar fi păcat să nu faci asta dacă tot ai sprijinul ăsta din partea oamenilor și a clienților în general. Da, nu. Și înainte să deschizi, știi, să ce mi-am făcut, unde să mă lucrat? Cotman a tatuat, tatuat deja de 8 ani de acum, a fost tatuat prin Danemarca, prin Scoția, prin Cipru, adică a fost cam prin toată Europa și e, adică, se dă cum experiența acolo. Se simte că are o mână fantastică. Bine de Rolex, ca super capite. Like și comment. Și mă zic de 1 până la 10 pe frumoase.